da, mă refer la BERD, Banca Mondială, care deja au investesc în Chișinău. Dar este foarte important să investim și în tot ce înseamnă patrimoniu, fațade, da, monumentele istorice. Și respectiv să-l combinăm cu arhitectura peizagieră. La noi, așa cum a spus și domnul Corduneanu, nu se atrage atenție la arhitectura peizagieră. Da, eu am concluzionat și am atras atenția la impresiile mai multor delegații din Franța care le-am găzduit la Chișinău și au calificat Chișinăul orașul grădină. Este frumos în combinația natura, da, arhitectura și oamenii de aici. Eu consider că acest echilibru trebuie să existe, natura omului și cultura, și să fie această armonie. Dar pentru aceasta noi trebuie să investim în imaginea capitalei, în patrimoniul capitalei. Deci 186 de cartiere care formează centrul istoric necesită proiecte de reabilitare.